Obștea monahală a schitului argeșan, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat la cota 1000 pe Transfăgărășan, a sărbătorit unul dintre hramuri închinat intrării în Biserica Maicii Domnului. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, a oficiat Sfânta Liturghie în noul paraclis cu hramul soborului Sfântului Ioan Botezătorul, construit la demisolul noii biserici. Acesta a vorbit despre relația deosebită care există între oameni și Maica Domnului, precum și despre frumusețea acestui loc, retras în munți, unde fiecare pelerin își găsește liniștea sufletească de care are nevoie. Cum am fi și cum ar fi lumea fără Maica Domnului? Ar fi un gol, ar fi un pustiu fantastic, ar fi o furtună de cuge, de credință și așa mai departe. Maica Domnului este aceea care leagă, preînțeles, cerul cu pământul, leagă credința aceasta de inimă, bucuria de a salva, bucuria de a ierta, vai de mine. Nu există ceva mai frumos decât atunci când mama te iartă, știi? Da. Toți cei care ați venit să fiți în rugăciune aici la Valea Lupului, la schitul Sfântul Pantelimon, aici unde Părintele Stariț Ioan face treaba așa cu mare nădejde și din evlavia vine credincioșilor creștini, se concretizează aici, în locul acesta pe care noi l-am ales pentru isihie, să știți, nu l-am făcut cunoscut, pentru că am zis să nu mai fie cunoscut. Cine vine să vie la rugăciune așa, sincer, să se lepede de cele greutăți, să le lasă mai încolo, mai în vale, așa, și să vină la deal, la munte sufletele meu, se spune, și să bucure pe oameni de o eliberare, de o binecuvântare a lui Dumnezeu în libertate. Să avem așa libertatea și a dat Dumnezeu că aici este un punct foarte important, duhovnicesc. Maica Domnului să ne fie nouă ajutor în toatele noastre. Să ne acopere cu Sfântul Omofor, că așa este o icoană, de Maica Domnului ca un mare arhanghel cu acoperământul peste fața întregii lumi. Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a achiziționat în anul 2002 o proprietate alcătuită din fosta cabană Valea Lupului, în suprafața de 296 de metri pătrați și un teren forestier împrejmuitor de aproximativ 30 de hectare. În anii următori, clădirea a fost consolidată, extinsă și recompartimentată pentru a răspunde cerințelor impuse de un așezământ monahal la mansarda imobilului, construindu-se și un mic paraclis de rugăciune necesar obștii monahale, care a primit hramul intrării în Biserica Maicii Domnului. În anul 2017, părintele Ioan Treandanci, fost slujitor și duhovnic al mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul Limnița din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, a fost numit egumen la schitul Sfântul Mare Mucenic și tămăduitor Pantelimon din județul Argeș. Prin donațiile credincioșilor, sub coordonarea părintelui Stareț, în anul 2020 au demarat lucrările la actuala biserică din zid și la paraclisul de la subsol.